La dragi prieteni din Taur, haideți să vedem la dragoste, la Taur, pentru săptămâna viitoare. Vine cineva în viața dumneavoastră, deși poate că nu comunică așa de bine sau nu prea știți la ce să vă așteptați de la această persoană. Sau sunteți despărțiți, dar vă văd cu multă dragoste și împăcare. Dacă sunteți despărțiți, vă împăcați. Văd dragoste, împăcare, comunicare bună, fericire. Nu știu de ce le-am întors, da. Normal, nu trebuia. Treceți de un obstacol, aveți un obstacol în această dragoste, deci ca și când o să aveți multă energie, mult succes, în dragoste o să aveți noroc. Este o relație la început, ce este aici, o relație de început, o relație cu competență, deci probabil poate să existe o altă femeie sau un alt bărbat, deci unul dintre parteneri are pe altcineva. Arată că deocamdată probabil sunt doar întâlniri așa, dar arată că veți avea succes, dar puțin mai târziu. Aveți așa ca un fel de, cum să zic, foarte puternici ambii, ambele persoane aici. Sunteți două caractere tari. Când vă enervați, vă enervați împreună. Când, deci, așa. Și muntele. Muntele arată un blocaj. Probabil blocajul care eu îl văd. Obstacole, probleme din trecut, deci probabil fiecare are pe altcineva. Dar rezolvați aceste, probabil de asta și întârzi acest succes pe care o să-l aveți. Ceva nerăbdare, văd că vă mai certați câteodată din partea lui, parcă. Dar în sfârșit, la sfârșit, aveți noroc. Până la urmă. Multe obstacole, probabil, v-am zis, altă femeie, alt bărbat. Certurile astea cu muntele pentru mesaje, dar și când vorbiți sau mesaje, parcă vă tot ceartă sau cu nervi, deci discuții în continue, poate că el vrea o despărțire, ea nu. Primiți vești, vorbiți, cifră de 11, văd, limitație, deci orică nu vă puteți întâlni așa de des, orică această persoană mai are pe altcineva și stă la acea persoană. Dar încet, încet o să câștigați teren și această relație încet, încet veți câștiga. Deci veți fi împreună. Veți fi împreună, dacă nu sunteți. Dacă sunteți împreună, aveți ceva certuri, ceva blocaje, dar se rezolvă. Arată fericire până la urmă. Cam asta a fost la Taur. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.